Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere. O să continui etalarele pe zodii după ce termin această etalare. Etalare pentru portalul care a fost ieri și încă se manifestă, evident, că un portal nu ține doar o zi. 7-a. Însă, pentru mine, portalul a adus schimbări. Schimbări din punct de vedere, să zic, fizic, estetic, mici schimbări. Un 38 de ce altfel de schimbări mai aduce. Nu știu pentru voi. Dar, haideți să vedem, totuși. Mici mesaje, scurte mesaje. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Acvamarin, Haolit și cred că este ori un aventurin, ori... Aventurin ar putea să fie. La cum este de deschis acest verde. În fine, vă puneți pauză, vă alegeți. Eu pun celelalte opțiuni deoparte și... Haideți să începem. Aș vrea să vedem despre ce discutăm. Da? O situație specială în această perioadă pentru numărul 1. O situație specială. Light-motivul acestei perioade. Portalul energetic, ca și influență, poate să dureze mult mai mult decât o zi, două, o lună. Deci, poate să se suprapună cu mesajul pentru luna iulie sau, nu știu, cu mult mai mult timp. E un portal, e o nouă dimensiune în care călcăm, în care pășim. Cu încredere, cu neîncredere, variază de la un la un. Pregătiți, nepregătiți. O situație pentru Acvamarin, pentru numărul 1. Hai să vedem. O situație. Soarele! Pupu, ce frumos! 31. Oh, frumos! Lăsați în spate o perioadă critică. Este o transformare care urmează să se petreacă, să se manifeste, dar în care deja ați intrat. Dar probabil în acest proces de transformare trebuie să vă mai bucurați și de câteva reușite, da? Mici, mari, variază, o bucurie în acest proces de transformare. O aș putea să zic renaștere cu soarele și 8, dacă o știu. O renaștere dintr-un anumit punct de vedere. Situație. Cineva ține soarele, cum îmi place mie să zic, în suflet, în brațe, în palme. Poate sunteți voi, ar fi minunat dacă reușiți să faceți acest lucru. Poate este cineva din viața voastră sau care intră în viața voastră, cu care comunicați și începe să manifestați ceva. Posibil acest personaj să vă aducă stabilitate sau voi vă găsiți stabilitatea bucurându-vă de voi înșivă, de spiritul vostru, de copilul vostru interior. Și repet, lăsați în urmă ceva dureros. Poate a fost frumos cândva, dar a devenit, s-a degradat. Mai bine spus, s-a degradat acel frumos și asta e că tot ce e pe acest pământ este supus degradării și transformării. Morții și renașterii. Așadar, ce a fost, a fost. Rămâne să vă bucurați în continuare de acest proces de transformare care poate să fie personal, bănuiesc că e personal și... Cum să pun? Să pun așa. Și veți mai vedea, o mai fi durere, o mai fi bucurie, adică una caldă, una rece, că așa este în viață, că așa e în tenis. În fine, hai să vedem unde sunteți voi în acest proces de transformare. Numărul 1. Acvamarinul pentru mine unește nu doar emoțiile, nu ține doar de apă, sunt două tipuri de albastru, dar avem și mental și emoțional. Ce frumos, flying, a apărut și în timp ce am amestecat. Flying, o bucurie care vă face să zburați. 20, apropo de renaștere, da? Zisei într-o formă sau alta. Da, începe să manifestați. Poate că ancestorii, străbuni, într-un fel sau altul, vă ajută să manifestați un soi de credință. Începe să vedeți semnele din jurul vostru, din spațiile prin care vă umblați, vă perindați, da? Vedeți semne. Vedeți semne. Vedeți spirituși, unii dintre voi, dacă nu vedeți spirituși, nicio problemă, vedeți altfel de semne. În întunericul prin care ați trecut în acest proces de transformare, de durere și renaștere, Vedeți soarele. Și zburați către soare, vedeți ce frumos? Soarele. Repet, oricineva are în brațe, poartă acest soare în brațe, în suflet, în felul în care se poartă. Și flying, poate e un zbor sau pur și simplu gândul la acest personaj sau comunicarea, ceva vă face să zburați din întunericul prin care ați fost, prin care treceți, ați trecut, poate încă mai treceți, dar am zis, chiar și dacă treceți, transformarea nu se întâmplă peste noapte, da? E un moment frumos în această perioadă. E un moment frumos. Hai să vedem. Înainte de acest... nu, prezentul. Soarele ăsta și flying. Ce frumos. 20, renaștere, judecata. Căluți colorați. Apropo de ce am pus eu pe Facebook de curând. Am făcut la pregătire cu o fetiță dragă, o hergelie colorată. Căluți colorați. Vedeți că ai vers pe pereți. De atâta fericire. Ar fi drăguț. De ce nu? Ai nu. Hai să vedem în prezent. Numărul 1. Cei care au ales numărul 1. Încă o carte. Vedem dacă aceste cărți atât de pozitive țin de prezent sau de viitor. Numărul 1. Uf, ia uite. Mergeți. Împărăteasa ține de o energie a viitorului, a lucrurilor care se vor desfășura din punctul meu de vedere, lucrurile pe care nu le vedeți. Împărăteasa apare și aici la 3 și 1. Se manifestă ceva. Învățați să manifestați abundență, învățați să manifestați dragoste, învățați să comunicați, pentru că 3 înseamnă comunicare, 3 înseamnă și călătorie, apropo de flying, de zbor, mai multe tipuri de călătorii, da? Și cu gândul, why not? Ideea este că 3, fiind Mercur, într-o formă sau alta, ține și de învățătură. De-aia am zis, învățați, vă informați. Dar, în acest moment există un sentiment de abandon, 5 de monede. Ori vă este dor de cineva și vă simțiți singure, fără acel personaj, vă pierdeți puterea sau poate aveți niște probleme financiare, niște probleme de sănătate, de cuplu, stați lângă oameni care n-au credință, care și-au înghețat emoțiile și vă pierdeți energia, vă consumați puterea, vedeți, da? Ambele țin de soare într-o formă sau alta, nu zic de zodia leului, că nu vreau să mă fixez pe zodii, ci de soare, de energie, de vitalitate, da? Și pentru că vă pierdeți puterea, deveniți foarte defensivi, dar este și o lecție. Nu doar defensivi, probabil că trebuie să puneți granițe personale în jurul vostru ca să vă păstrați dramul de energie. Puterea a venit invers, din păcate, dar asta în prezent, dar urmează... În viitor, împărăteasa, soarele acolo. Poate că aici vreau să știu dacă este energia voastră sau altei persoane. Cineva vă inspiră eventual. 3 și 1, 4 vă dă un soi de stabilitate. 2, iar, pe lângă faptul că e 20 judecata, renașterea, 2 ține și de Marea Preoteasă. E o informație subtilă, secretă, pe care o primiți ori intuitiv, ori văzând ceva, simțiți o energie specială care vă energizează, vă va energiza, mai bine zis. Hai să vedem ce a fost înainte de această situație, că avem after și before, ce a fost. After și before. Ce a fost înainte? Ia uite. Valetul de Cupe. 10 de bâte și 9 de bâte. Și Regina de Bâte. 4 de bâte. Avem o carte. Iar revine Regina de Bâte. Vedeți? Apare 5 de monede, dar înainte să fiți abandonați sau să abandonați voi pe cineva, poate voi sau altă persoană s-a reorientat către material sau ați mers către oameni care v-au creat falsă stabilitate și ați părăsit lumina. Sau cineva v-a părăsit pentru bani. Vedeți? Interesant, e cineva născut în semnul câinelui? Poate. Sau cineva care iubește câinii? Nu știu. Ideea este că înainte de... Vedeți? 5 de monede revine. Înainte de acest abandon, de aceste probleme, să zic, nu știu. Eu așa simt mai degrabă, 5 de monede e un soi de dor după o relație frumoasă, după o relație vibrantă. A fost cândva, la un moment dat, un valet de cupe. A fost odată ca în povești. O comunicare interesantă, apropo de căluți, zburători, de păsărele, de peștișori, de toate florile și steluțele prin nori. O comunicare ideală, o comunicare poetică, o comunicare frumoasă cu cineva. Valetul de cupe. Dar care a devenit apăsătoare, domnilor și doamnelor, apăsătoare, 10 de bâte. În primul și în primul rând din cauza responsabilităților, ale voastre sau ale celelalte persoane. Și aceste responsabilități în sine au devenit blocaj și atunci persoana care a venit cu această inspirație, probabil, a plecat într-o altă direcție, a plecat pentru că are de creat, are de menținut soarele în, eu știu, în brațe și de oferit celor care vor să-l vadă, vor să se încălzească. Dar vedeți, aici este o fiară și un om, un bărbat. Aici el este un soi de fiară și un bărbat. În lupta aceasta cu responsabilitățile, v-ați blocat energia. Ori voi, ori altcineva. Poate că ați avut oameni geloși, posibil și asta, sau prea materialiști, prea fixați pe nevoile materiale și au uitat să se bucure de emoții, de viață, de creație. Oameni care nu știu să creeze viața, ci să trăiască la nivelul de supraviețuire. Bani, mâncare, servici, casă și atât. Am zis. Unul dintre cei implicați în această poveste, că sunt cel puțin 2 persoane, dacă nu chiar 3, cu persoana care inspiră, s-a orientat prea mult către bani și și-a pierdut lumină. Hai să vedem ce urmează după acest portal. Va trebui să alegeți. Ia uite ce urmează. Extraordinar. Iar 5 de monede de 3 ori, oamenilor. De 3 ori 5 de monede. Mai, cineva va arăta drumul. Interesant. Cineva va arăta drumul ca și acum soarele. Dar, eu știu, sau poate voi ați arătat drumul cuiva, nu știu, dar totuși e energia voastră. La un moment dat, cineva va arăta drumul și ați crezut că e o iluzie. Interesant că în aceste decări, vedeți, apare... Imaginea unei ancore. Ancora o găsiți în lumină, în 5, în marele preot, în credință, în informație care vă încălzește spiritul. Dar cine a primit informația prefera să se orienteze către bani, către relațiile karmice, către, eu știu, alte responsabilități. Hai să vedem, poate se depășește. Ce urmează? Wow! Regele de Bâte și Regele de Spade. Interesant că pe a doua poziție în viitor apar iar 2 cărți, ca și în prezent. Ca și în trecut. Și Asul de Bâte. Urmează să vă regăsiți, am zis, urmează să vă regăsiți credința, ce frumos, și vitalitatea. Chiar vreau să zic de vitalitate și credință. Ce frumos! Ce frumos! Extraordinar și diavolul. Da. Veți înțelege cu Regele de Spade cine va lăsa de fapt în urmă. Că cine... a vrut doar bani, 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 pleacă cu banii, pleacă cu sacul, pleacă cu toată energia furată și aveți totuși pe cineva care vă încălzește, care preferă să iasă afară, da? Și să vină lângă voi și să vă susțină. Dacă mai simt altceva, eventual, îi lăsați pe cei care au tot timpul mentalitatea asta de lipsuri financiare și nu știu să-și creeze viața, să-și regleze temperatura, energia, emoțiile, poate că îi lăsați voi. Ideea este că, pentru că apare soarele și trebuie să se topească, de 3 ori a apărut acești 5 de monede și un semnal, da? Cărți de foc. Dar fiecare sugerează altceva. Interesant, Regina de Bâte și Regele de Bâte. Cine v-a inspirat cândva cu felul său de a fi, sau, repet, poate sunteți voi și a trebuit să vă luptați între o direcție de exprimare și alte responsabilități. Ori se întâmplă, repet, transformarea personală, lăsați aceste griji pentru ziua de mâine și învățați să vă proiectați în viitor prin vise, prin imagini, prin culori pozitive. Da? Apoi, dacă este vorba de 2 persoane, bărbat, femeie, ce-o fi, în viitor veți înțelege. Regele de Spade ajunge la o înțelegere profundă a unui adevăr. Cineva v-a trădat, cineva a mâncat banii, cineva a mâncat energia, cine. Cine tot timpul are câte o problemă, îi lipsește ceva, ori își taie degetul când taie cartofii, ori își pierde papucul eu știu pe unde, dau exemple, mai fac și eu mișto, dar tot timpul pierde ceva. Și atunci, cum să creezi când există asemenea personaje în jur? Și atunci, părăsești locul. Vedeți, voi știți la ce adevăr ajungeți. Ideea e că odată ajuns la acest adevăr, la adevărul că niște oameni toxici ați avut în preajmă, clar, cu responsabilități, o fiară, un dușman, ia, vedeți? Tot timpul v-a pus în cârcă, că trebuie să mai dai bani, că trebuie să mai faci aia, că trebuie să mai faci aia și v-a blocat. Repet, pasiunea. Dar ați și învățat, pentru că asta înseamnă, greutățile ne învață, dacă vreți să învățați. Dar eu zic că veți învăța cu Regele de Spade. În viitor. Trecem peste zodii. Nu, pe mine mă interesează lecția. Invers am pus. Pe mine mă interesează lecția. Și a apărut o carte foarte faină. Ideea este că veți înțelege cine este toxic în viața voastră, pentru că au fost foarte multe probleme. Poate să fie o relație karmică, o căsătorie cu 10 de bâte și cu diavolul sau un job toxic. Sunt multe. Sau poate toate la un loc. Veți înțelege oricum. Și veți dori să vă recăpătați energia zburând înspre acel soare, înspre acei, eu știu, nori colorați, să vă extindeți orizontul, să vă bucurați de dragoste, de abundență. Și am zis, vă veți regăsi pasiunea, dorința de a cuceri viața, poate și alt personaj, poate același personaj, că văd rege și regina, dar poate vreți să cuceriți acest personaj. Dar e frumos. E frumos. Și dacă nu-l cuceriți, măcar că se produce o transformare foarte necesară. 5 de bâte. Da, este tăcere. Va fi o perioadă de luptă. Pentru că ați ajuns la niște răspunsuri cu Regele de Spade și Eremitul. Veți ajunge, nu că ați ajuns, e prezentare pentru viitor. Veți ajunge la niște răspunsuri și veți vrea cu această bâtă, cu această nouă energie, idee, asul de bâte poate să fie idee. Sau sănătatea e mai bună, da, sunt multe. Veți vrea să vă zbateți pentru ceea ce vreți să cuceriți. Și vreți să cuceriți dragostea, soarele, adică stare de voie bună, da? De victorii, poate femeia ideală, poate bărbatul ideal. Da? Mare grijă totuși la tendința de a avea codependențe, obsesii, să nu faceți obsesie pentru noua persoană sau pentru nou ideal. Una e să fie ambițios și alta e să fie obsedat. E o mare diferență, analizați-vă continuu. Hai să vedem, totuși am zis un mesaj pentru numărul 1 de la Îngeraș. Un mesaj pentru numărul 1. Wow! dragoste. Va fi. Dar în primul și în primul rând trebuie să vă... Iată, șabloane relaționale, relațiile karmice pe care trebuie să le analizați în oglindă. În primul și în primul rând trebuie să vă iubiți pe voi. 2 și cu 6, 8. 8. Trebuie să vă transformați ca să vină dragostea. Trebuie să vă transformați. Da? Nu puteți să stați acolo acoperiți în durere, în suferință, da? Trebuie să ieșiți. Și nu zombi, ci renăscuți. Alt mesaj ar mai fi, ia, numărul 1. Flying, ce frumos. Căluți zburători, unicorni, căluți colorați. Interesant, poate unii mergeți într-un parc de distracție, mai sunt parcuri de distracție cu căluți care se învârt. Ce frumos. Blissful pleasure. O plăcere binecuvântată. Urmează ceea ce te face să te simți bucuros, binecuvântat și universul îți va deschide noi uși. Apropo de portaluri, alte portaluri, alte... Ah, și ce frumos! Vă ridicați asupra labirintului în care a stat, apropo de 5 de monede. A fost un labirint în care căutați lumină, căutați, dar n-ați găsit-o pentru că nu erați în cuplajul potrivit. Oamenii care erau în jurul vostru nu vă inspirau, nu vă ajutau, vă deturnau. Frumos, frumos. Apropo de poziția în călătoria voastră. Acum, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Parca Șera, da? Numărul 2. Ia să vedem. Ha-ha. Haolit sau Haolit? Haolit, Haolit, ci că vindecă. Dar, pentru mine Haolitul așa alb, ce frumos, îmi aduce, îmi transmite o stare de puritate. Situația prin care, eu știu, pe care o trăiți, ceva legat, ce e aici, un punctuleț? Da. Situația. Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Situația. 30. Vai, ce frumos! Nu-i așa ce sincronicitate? Alb ca florile de crin. Floarea de crin este simbolul Fecioarei Maria. 3. Este împărăteasa. Dar trebuie să riscați ca să mergeți în această direcție. A abundenței, aș spune, a purității, da? A regalității. Poate o energie feminină în voi care se dorește renăscută, transformată sau păstrată, nu transformată, nu păstrată, într-un loc sacru. Poate o energie feminină care se păstrează pentru voi. Interesant mesaj. Nu știu, veți trăi și veți vedea. 3 este numărul împărătesei și 0 numărul nebunului. Trebuie să riscați. Ca să ajungeți acolo, asta înseamnă să schimbați ceva. Iar schimbați prin comunicare, prin călătorie, prin informație, informare mai bine. Ia uite, 3 și 3, 33. 3 și 3, apropo de călătorie. Posibil să fie o călătorie de lungă durată, totuși peste un ocean, peste o apă, canalul Mânecii, eu știu, Bosfor, ce mai fi. La geografie, uite că nu m-am uitat de mult pe un atlas, mai mi-aduc aminte ce învățam pe vremuri. E o călătorie care urmează să o faceți. Interesant, 3, 3, 3 și 6. 3 și cu 3, 6 și apoi 3 și 6. 9, iar călătorii pe spații lungi. 9 este, da, călătorie în străinătate. Dar în aceste decărți 36 este reprezentat de cruce, iar de transformare. Totuși ceva trebuie să încheiați. E extraordinar, vedeți? 8. Moartea, să lăsați în urmă trecutul. Asta înseamnă, lăsați în urmă trecutul și învățați, pentru că nouă înseamnă Jupiter, învățătură și călătoriți. Călătoriți către dragoste. 6 este simbolul dragostei, numărul dragostei a lui Venus. De ce mi-aduc aminte de... care era legenda aia cu broscuța? Broscuța se va transforma într-un prinț. Jump! Direct în brațele împărătesei. Ce frumos! Ia să vedem unde sunteți în această călătorie. Am mai spus, parcă și la numărul 1, portalurile deschid noi universuri. Poate nu ajungeți la destinație după primul portal, mai trebuie să mai treceți prin alte portaluri. Dar hai să vedem în această călătorie unde sunteți. Numărul 2. Ce femeie frumoasă! În primul rând, ca și spirit, poate sunteți voi și cineva vrea să vină înspre voi și să riște totul, să lase totul pentru voi. Pentru că îi ademeniți cu mirosul vostru, vorba de miros de aură, cu vibrația voastră înaltă, cum sunt crinii, Doamne, ei nebuniți. Ați văzut dacă îți pui un crin? Ia uite, 16, numărul turnului. Într-un mod neașteptat, cineva vrea să lase totul. Rescue. Aici o fecioară, e o femeie care își păstrează puritatea, apropo, de această imagine, da? 0. Nebunul vrea să riște și să manifeste dragoste, dar pentru asta trebuie să călătorească faetonul și să-și lase, eu știu, să ia decizia cea mai importantă. De a salva. În ce sens a salva? A salva, eventual, această femeie izolată. Dar își păstrează în această izolare, probabil că izolată din niște motive, de ce îmi vine să plâng, nu știu. Poate energia feminină a voastră, dar izolată într-un concept fixat pe materialitate. Puteți să fiți bărbați, femei, concentrați pe material și totuși ceva în sufletul vostru, în esența voastră, dar emoțiile voastre să-și dorească parteneri puri, o dragoste adevărată. Și atrageți, atrageți. Parcă aici ar fi inima care izvorăște de emoții, de dragoste. Cascade. Interesant, probabil, da, îmi vine să și plâng și acum văd cascada, probabil vă veți plânge la un moment dat sau în această perioadă sau când vă veți întâlni, iar cineva urmărește, ori voi urmăriți acest personaj de la distanță și vreți să călătoriți și veți lua o decizie bruscă, 16. Nu știu, sau poate pe 16 a 7, interesant, zilele astea se întâmplă ceva, nu știu. Dar coming to life. Dacă lucrurile au părut împietrite, se transformă ceva, 2 și cu 9, și se echilibrează lucrurile, 11. Oh, coming to life. Probabil. Vedeți voi, stânca nu poate fi lucrată fără apă. Apropo de stâncă, vai ce frumos, da? Fără apă. Nu poate fi șlefuită. Nu poate să se transforme în, eu știu, în lumină, în artă, într-o formă estetică. Apropo de Venus de Împărăteasă. Wow, ce mesaje! Și vine să plâng. Hai să vedem prezent. Nu, ba da, prezentul. Începe cu prezentul, pentru că prezentul e una, viitorul e alta, trecutul alta. Evident, logic. Nothing new. Logic. Să mă pun așa, să așez pietricelele. Ce frumoase mesaje. Rescue. Salvare. Dar ce îmi place, cel care urmărește de la distanță, pe acest personaj care își păstrează puritatea în pofida problemelor și restricțiilor, aș spune. Parcă este într-o colivie sau mai bine peșteră. Dar vedeți voi, în jurul acestui personaj, peștera prinde o formă, o ordine, chiar dacă stânca, da, e neprelucrată, în jurul ei, cărămidă peste cărămidă, ea construiește ceva prin energia sa, prin aura sa. Și ce vreau să spun, acest personaj care o privește de la distanță este verde, un balon verde, este îndrăgostit, simte dragoste și a deschis sufletul către dragoste. Eventual acest personaj, ori voi, ori, eu știu, cineva la care vă gândiți voi, unul care este în această vibrație, are darul de a deschide sufletele, de a face oamenii să iubească. Asul de monede în prezent. Wow! Doi de cupe, Regina de Bâte, 10 de monede. semne de pământ, de foc și de apă. Dar poate să fie un dar și darul acesta vine prin comunicare, mai bine zis. Tot avem trei. În prezent, da, așa simt. Mult 36. Ori este o întâlnire în care doi oameni rezonează de la suflet la suflet. Se va produce această întâlnire într-un mod neașteptat, bănuiesc. Perioada asta. Nu neapărat azi, nu neapărat mâine. Perioada asta, prezentul, da, are și el niște limite. În această perioadă. Sau vreți să oferiți cadou acestui personaj sau voi veți primi acest cadou care vă va bucura mult și vă va aduce încredere în voi, vă va face să... În ce sens încredere? Vă va... Dacă sunteți doamne, vă va face să vă simțiți sexy, să vă simțiți admirate. Cadoul, discuția, prietenia pe care o manifestați în această perioadă. Sau poate voi inspirați pe cineva și le deschideți sufletul și din cauza că le deschideți sufletul, acest personaj vrea să ofere din abundența sa, să vă ofere și vouă. Eventual, asul de monede, dacă e o discuție care inspiră, dacă e o discuție care vindecă, care... creează o legătură profundă între două persoane, acest proiect, această comunicare, acest nou început se va manifesta pe termen lung. Veți avea, eventual, colaborări fructuoase cu acest personaj. Poate chiar vă veți căsători, nu știu, rămâne de văzut, dar... interesant, asul de monede, unii îl asociază ofertei unui inel, apropo de 10 de monede. Poate cineva, nu, repet, nu vreau să vă creez iluzii, dar cred că cineva se gândește, da? Vedeți? Oferă din suflet și oferă și un inelul, dar ceva. Și odată primit acest dar, energia feminină se va simți mult mai... încrezătoare în forțele sale, în sexualitatea sa, în felul în care atrage. Da, cineva, nu știu cine, bărbat, femeie, cineva va alege să nu mai stea să se uite, regele de bâte eventual, după regina de bâte, ci să acționeze, să ofere, apropo, iar eu ofertă, să ofere reciprocitate. Dar hai să vedem înainte de această situație ce a fost. Curățăm cărțile. Înainte de această situație, pentru că e o distanță între voi. Interesant, ce mai simt? Uf. Unii dintre voi poate vreți să vă eliberați de o casă, pentru că văd 10 de monede, de o casă, de un loc în care ați crescut, poate să fie și job, dar simt mai degrabă că e o casă în care, vedeți? Oh, da. În care nu, e prea mic acel spațiu. Comunitate, familie, casă, vedeți? Aici o arcadă, sunt, da, cărămizi și aici la fel. Zice de monede. În casa, în cultura, în familia, în orașul în care stați, este prea mic, prea nepotrivit pentru voi. Voi aveți o cascadă de emoții. Vai, da, ce-mi vine să plâng. O cascadă de emoții. Vedeți, ați ales și albul, cum e cascada asta și crinul alb. Și aici iar flori. Aveți o forță specială, o lumină specială, care nu este... Adică ar trebui pusă în valoare. Da? Apropo de inel, cum pui o piatră, cristal special, îl pui într-un inel ca să iasă în evidență. Poate o colaborare, poate o prietenie care vă cheamă într-o nouă direcție și trebuie să lăsați acel loc 10, da? Că 10 e și încheiere de ciclu. Wow! Apropo de salvat, coming to life. Ce a fost înainte de acest lucru? Pot fi personaj că doar sunt niște, eu știu, decizii sau stări personale. Poate voi vreți să călătoriți. Ia uite, 5 de monede și aici apare. Poate această călătorie o faceți voi și puneți capăt chiar unor situații și vă transformați viața. Ia uite, 7 de spade. Cine v-a mințit, domnilor și doamnelor? Ce-a fost înainte? Sau cineva a fugit? Wow! Wow! Cavalerul de cupe care a primit o cupă a iubirii. Dar a băut-o ca pe toate celelalte. Nu-i iubire. Înainte de această situație, cineva a fugit. A fugit de lumină. Era în căutarea iubirii, era în singurătate, era în... se simțea singur. Dar a fugit când a văzut lumina. Pentru că a considerat că e mai interesant să se bucure de alte pahare, de alte momente cu prietenii. Da? Ce a zis? E o floare, o rup, mă bucur de ea și asta e. Nu? Și a adus suferință. Regele de monede în căutarea... Ia uite, acum o să vrea să ofere regele de monede. Are bani. Dar degeaba are dacă nu știe ce să facă cu ei. Da? Poate că, interesant, cu 10 de monede, probabil acest personaj a fugit către carieră, să iasă în evidență și a lăsat în urmă lumina 5. Ce frumos, măi, ce mesaj! 5, cartea Marelui Preot, aici avem 15. Marele păcălici și păcăliciu, cel care se păcălește, crezând că acolo e mai bine. În legăturile karmice, în legăturile adictive, bucurându-se de sex, de distracții, de bani, de eu știu ce, căutând faimă, căutând, da? Și-a lăsat, interesant, a izolat. Poate e vorba de izolare personală, cineva și-a închis sufletul, credința, căutând bani, căutând satisfacții fizice. Și acum ajunge la o trezire, trăsne, da? 16. Urmărind, poate la distanță, poate urmăriți pe YouTube niște, da, că și aici tot YouTube, sau eu știu alte site-uri, urmăriți niște videoclipuri și cineva vă inspiră și luați decizia specială. Că o fi vorba de cuplu, că o fi vorba de o prietenie, de altceva, veți trăi și veți vedea. Dar a venit această energie feminină, această dragoste specială, această prietenie specială a fost oferită. Însă cineva zice, e doar o cupă, ia să o iau. Pac. Și-a adus suferință în căutarea stabilității fizice și a, eu știu, plăcerilor fizice. Dar am văzut asul de monede, decizia e luată, urmează în prezent să se manifeste într-o formă sau alta. Hai să vedem în viitor. Curăț cărțile pentru numărul 2. Portalul, cartea 7, scuzați-mi, gălăgia. În viitor. Regina de Spade. Wow, ce cărți puternice! Regina de Spade, Marele Preot și Asul de Bâte. Și acum, Asul de Monede, acum, aproximativ în această perioadă. Am zis că pentru unii se va ajunge la căsătorie sau, dacă nu căsătorie, la un angajament scris. Vă faceți voi acolo, sau promisiune, ceva de genul ăsta, că veți fi alături. Regina de Spade cuvântează în adevăr. Poate, în primul și în primul rând, casă, manifeste prin cuvânt și prin intelect o vibrație atât de înaltă cum e Mare Preot și Asul de Bâte, trebuie să își taie legăturile karmice. Cine e în această postură în trecut, care a mers către diavol, către tentații, care a fugit de lumină, vedeți, Mare Preot, ia uitați-l aici, care a fugit de lumină, acest personaj va înțelege. La distanță, prin situațiile prin care trece, ia uite, da, vedeți? Crucea și coșciugul. Că și-a îngropat norocul, apropo de noroc și de soare și lumina, căutând alte lucruri. Va înțelege. Va înțelege. Și cine va înțelege, va dori să se transforme. Va învăța să cuvânteze în adevăr, în credință, în înțelepciune și în putere de manifestare. Eu așa văd cărțile. Ori poate va dori să învețe de la... Interesant, Regina de Spade poate să fie foarte, vibrație foarte înaltă. O pot asocia cu crinul alb și Regina de Cupe și Regina de Spade. Cu crinul alb. O pot asocia cu crinul alb. Și cu femeia aceasta care se izolează. Pentru că Regina de Spade uneori poate să fie o persoană care divorțează sau care e văduvă și se izolează. Să-și păstreze puritatea. Nu se duce, nu urmează impulsurile fizice, nu caută tentații. Și găsește în această izolare înțelepciune. Și poate, tocmai pentru că și-a păstrat această energie, ceva se transformă în viața ei prin această oportunitate care se manifestă în prezent, în viața voastră, a ei, a voastră, energiilor feminine, nu știu care sunteți. Ceva se transformă și poate să aibă niște revelații spirituale una la mână, dar nu doar atât. Poate să aibă o trezire a lui... nu. Ea trezește energia Kundalini în ceilalți. Deci avă trezirea Kundalini. Energiei Kundalini. Pentru că energie sexuală foarte înaltă și e și Marele Preot și Regina de Spade. Oricum, se poate manifesta stabilitate, credință, vitalitate, adevăr, pasiune, ce vreți voi. Cuvinte puternice pentru că sunt cărți foarte puternice. Stabilitate, într-o formă sau alta, o nouă cultură, o nouă credință. În viitor. Și lăsați în urmă fricile și regretele. Le veți înfrunta, umbrele. Și veți vedea că totul a meritat. Hai să vedem mesaje. Cărțile. De la Îngeraș pentru voi. Pentru numărul 2. Ce mai simt în momentul dacă se schimbă locul, apropo de schimb locul, schimb norocul, cineva poate să ajungă un ghid spiritual, un profesor, și profesorii, chiar dacă nu de spiritualitate, sunt într-o formă sau alta ghizi pentru ceilalți, ghizi spirituale. Da? Ia uite, iar nouă dragoste și la voi a apărut nouă dragoste. Dragostea este peste tot în jur. Alt mesaj, o nouă dragoste. Da, se manifestă o nouă dragoste. N-a apărut Asul de Cupe, dar e sub altă formă dragostea aceasta. Și în primul rând dragoste față de voi, dar cineva... N-am văzut în cărți călătoria încă în aceste cărți. urmează să se manifeste această călătorie. Eventual, toate evenimentele fac parte din călătorie ca și metaforă, călătoria prin viață, în cazul în care, într-adevăr, nu e o chestiune de distanță. Prietenie și gratitudine. Haideți să fim mulțumiți sau recunoscători pentru oamenii care ne fac fericiți. Ei sunt, apropo de grădină, da? Sunt grădinarii aceia încântători care ne fac sufletele, seamănă cu ce am spus acum, ne fac sufletele să înflorim. Cineva e recunoscător pentru prietenia pe care o oferiți. Vrea să fie recunoscător pentru această prietenie și să fie alături de voi mult timp, prieteni pe viață, colaboratori pe viață, poate chiar să vă căsătoriți, pentru că apare pasiunea, apare Regina de Bâte. Ce frumos! Entuziasm și prietenie, iar prietenie. Frumos, frumos! Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați că aceste, am mai zis eu, dar repet, aceste portaluri se manifestă pe o perioadă mult mai lungă decât o lună de zile, cum sunt etalările lunare sau în fine. Numărul 3. Cei care ați ales această piatră verde. Verdele ține de vindecare, verdele ține de inimă, de chakra inimii, de dragoste, de bani, de abundență. Le vreți pe toate sau se manifestă toate, dar pentru toate trebuie să vă și vindecați. Hai să vedem situația prin care trece sau ceva, light-motivul acestei perioade cu răscățile pentru numărul 3. Numărul 3. Vai, ce frumos! Am zis inima! Mai, deci nu se poate. La numărul 2 a apărut femeia cu flori albe și aici inima. Ce frumos! Ce frumos! La capătul setului de cărți, interesant, justiția. Poate sunt probleme justiție, probleme care dor, care transformă viața, multe, multe neplăceri, dar ia uite și energie toxică, 15, diavolul, vești negative care va influența, dar, dragostea e mai presus de toate. E o energie feminină care vă aduce dragostea, vă arată dragostea, 2 și cu 4-6, vă pune să alegeți, 6. Energie feminină, poate sunteți voi, poate e o femeie în viața voastră. Sau dacă nu e femeie, poate e bărbat într-o energie feminină, îndrăgostit, îndrăgostită, dispus să se bucure de această vibrație înaltă. Intenție! 22 să însemne ceva pentru voi. 22 și 11 iar. Fiți atenți, că am impresia că pentru unii dintre voi e un bărbat care vă influențează sau este influențat, da? De oameni care îi stimulează frica, ego-ul, o viață toxică. Însă această energie feminină înaltă, dragostea în primul rând, sufletul se deschide în fața unui nou potențial. Intenția. Poate la luna nouă a trebuit să puneți o intenție, poate la luna nouă s-a întâmplat ceva și acum, fiind un nou, urmează lună plină și se va manifesta. Să zic, primele nuanțe ale intenției pe care v-a spus-o la luna nouă. 22. Intenția este probabil să manifestați stabilitate, da? Interesant, vedeți? Să manifestați 2 și cu 2, 4, să manifestați stabilitate. După ce alegeți, discerneți între influențele negative și această nouă influență. 2 înseamnă decizii, da? Trebuie să alegeți. Albă, neagră, ce vreți? Ce fel de viață vreți să aveți? Sau poate cineva este pus în această situație. Dar poziția în care sunteți în acest moment, prin acest portal, este de pregătire pentru un potențial, pentru un nou univers. Urmează să se manifeste ce în acest ou. Dar vedem. Ia uite, coming together. Asta se va manifesta. Vă veți întâlni unul cu celălalt. Urmați-vă sufletul. Urmați-vă intuiția. Urmați-vă inima. Ce vă șoptește inima? Hai să vedem ce cărți. Interesant. Ce cărți? Bufnița poate înseamnă ceva sau în ultima vreme ați văzut bufnițe, girafe, pelicani. Pelicani. Păsări, pelicani. Nu știu ce legătură are. Uite, o să recitez despre pelicani. Simbolistica. Zebrele ies în evidență. Probabil că sunteți doi oameni care ies în evidență și împreună creați ceva special. Fiecare cu sufletul lui, împreună creați un suflet și mai mare. O lume mai iubitoare, mai frumoasă împreună, dar lăsați multe lucruri negative, să zic, în spate și unul și celălalt. Pentru că vorbim totuși 2 și 2 pentru mine, înainte să se unească în 4, în stabilitate, sunt două tipuri de relații. Relația cu voi și relația cu exteriorul. Ce apare? Asul de Bâte. Eremitul. E o tăcere deocamdată. Și asta. Asul de Bâte 3. Ia uite, iar a vrut să iasă. Ok, lăsăm. Asul de Bâte 3 de cupe, Eremitul. Îl lăsăm așa împreună. 2 de cupe e o prietenie, o discuție cu cineva. Întâlnirea cu cineva v-a adus lumina în întuneric. Probabil cineva era întuneric de mai mult timp, că tot am văzut aici niște probleme. În justiție, da? Suferință. Coasa, nu? Nori, probleme la distanță, în fine, adicții. Sau, poate dorința de a vă elibera de adicții v-a pus într-o postură de izolare, tocmai ca să vă vindecați și să găsiți răspunsurile. Dar în această perioadă apare o nouă pasiune, o nouă idee. Eventual, în preajma voastră, printre prieteni, găsiți pe cineva care vă va, ori vi se aprind călcâile, ori lor vi se aprind călcâile, dar nu e vorba doar de asta. E vorba de lumină, pentru că Asul de Bâte în sine e foc, da? Focul face lumină, încălzește, da? E o prietenie, e o discuție. Mult așteptată, probabil ați așteptat și voi pe cineva, dar nu vine nimeni în viața mea care să-mi arate, nu știu, ce, aia. Încă o carte, pentru că acelea au venit împreună. Încă o carte pentru prezent. Probabil că acum e tăcere, nu știu. Uite, cupă, iară! Dacă e tăcere, acum vă veți întâlni. Da, interesant, au venit cărțile acestea și la numărul 2, dar în alt format. Probabil ați vrut să alegeți numărul 2 sau, eu știu, poate. Dar coming together. Întâlnirea, o prietenie care se transformă în pasiune. În prezent. Colaborare. O pasiune care se transformă în colaborare. Vă găsiți colaboratorii potriviți cu care puteți crea, trei înseamnă creație, cu care puteți crea momente memorabile, cu care puteți lumina, apropo, lumea, poate ce am zis, două inimi cu încă una, dar două inimi împreună fac o inimă și mai mare. Aș putea să spun un companion în această călătorie, prin lume, prin viață. Hai să vedem înainte de această situație, numărul 3, curăț cărțile pentru numărul 3. Avem semn de foc, semne de apă, pești, drac, scorpion, fecioară. Ce a fost înainte de această întâlnire? Luna. Luna și Cavalerul de Monede. Luna reprezintă secrete. Oh, ce mai simt eu? Wow! Wow! Imediat am simțit ceva. Înainte de această situație, cineva a căutat, interesant, a căutat să facă bani, să-și construiască viața. Cavalerul de Monede asta caută, să-și manifeste stabilitatea. Apropo de 22 și se reduc numerele în 4. 4 este împăratul, cel care are stabilitate financiară, are putere. Eventual ați vrut să creați bani în casă, stabilitate, să vă faceți casă, lucruri care, eu știu, trebuie făcute, dar necesită timp. Însă, niște chestiuni secrete referitor la felul în care s-a manifestat această construcție, secrete, niște confuzii, dar ce simt în mod special? Nu știu, simt că, pentru cine o fi acest mesaj, cineva a fost părăsit de prieteni. Prietenii săi l-au privit cum se scufundă, de-aia sunt problemele în justiții. Uai, așa simt. Apropo de gânduri, poate au fost bârfe, da? Bârfe, discuții, wow, dar ce cărți, ce e aici? Poate că acum trăiți aceste momente și urmează ce am spus mai devreme să se manifeste. Aveți încredere, aveți încredere. Ideea este că pentru unii simt o trădare din partea prietenilor, dar trădarea a venit, pare scufundare în emoții, pare scufundare în frică, dar mai simt o protecție specială. Ați primit o protecție specială. De la distanță, nevăzută, de la... Luna este energie feminină. Da. Apoi, Valetul de Monede. Apoi ați învățat să deveniți puternici. Probabil că știți voi, dacă știți că e vorba de o trădare, de niște lucruri, pentru că sunt prezente. Valetul de Monede învață din greșeală, aș putea spune. Pentru că dacă inițial a fost cavalerul, după această situație confuză, secretă, repet, pare că prietenii se uitau în timp ce celălalt se scufunda. Totuși, repet, aveți o aură specială, aveți o protecție specială, v-a dat în urmă din punct de vedere financiar. După cavaler apare valetul. Și apoi ați învățat, nu doar atât, să redeveniți cavaler, ați învățat să fiți regi, să vă încredeți în puterea voastră sau sunteți în plin proces de transformare. Dar am zis, pentru acest lucru, iar a trebuit să vă înfruntați umbrele, interesant, shadow-uri cu eremitul și cu luna, ambele reprezintă înfruntarea demonilor personali și a celor din jur. Și tocmai pentru că v-ați luptat sau cineva, poate e o altă energie, dacă e aici energie masculină, cavaler, valet, rege, aici este o energie masculină, în prezent avem energie feminină. Nu știu cine e bărbat în această poveste, voi știți. Dar ce interesant simt aici. Dacă înainte sau în perioada acelei trădării, cineva se ducea și lua, ia din pom moneda, da? Vedeți? Ia din pom. Ai o monedă, ia să o iau. Ia acolo reușită, ia să o iau. După această trădare, învață să fie creativ, pentru că e floarea soarelui. Învață să fie creativ și învață să aibă încredere. Floarea soarelui asta înseamnă, da? Plexul solar. Să-și folosească plexul solar. Eventual, am zis, și-a înfruntat fricile. În ce context? E o situație la distanță. Ia uite. A fost, ia uite, a învățat să... Iar un bărbat a învățat să se încreadă în el, în Dumnezeu, eu știu, chiar dacă e ateu, poate că nu crede chiar în Dumnezeu, așa cum a fost prezentat tradițional, dar a învățat să creadă în ceva. Și să blocheze atacurile altora. Eu așa simt. Uf, interesant. Și poate și din cauza asta s-a izolat. Hai să mai vedem. Mai dăm totuși pe luna aia. Deci o carte pe luna aia. Chiar sunt foarte curioasă. O carte pe luna a trecut. A trecut foarte curioasă imaginea asta. Luna. Clarificăm luna. Steaua. În acel moment, da, ia uite, conflicte, 5 de bâtă, bătălii, bătălii, conflicte, am zis că cineva totuși, ia uite, spânzuratul va pus ori pe acele, numai energii masculine și această energie feminină care este la distanță, este subtilă, poate să fie doar o dorință a cuiva, interesantă intenția. Deci în prezent, dacă manifestați dragoste, spor, pasiune, prietenie cu cineva după o perioadă de îndelungă însingurare, e intenția, e manifestarea în prezent a unei intenții puse într-un moment critic al vieții voastre. Steaua asta înseamnă. V-ați pus o dorință la o lună nouă, sub o stea căzătoare, ceva de genul ăsta, da? Și a venit greu, pentru că steaua este greu de atins. Ia uite. Da, a venit greu. A trebuit să faceți multe sacrificii, dar sacrificiile v-au adus, să zic, iluminarea. Însă, interesant, ce mai este? Poate iar o figură autoritară v-a pus în diferite împăratul... Autoritățile. Cu autoritățile au fost probleme. Cu autoritățile, fuga de autoritate, de oamenii care domină, de oamenii care au putere. De-aia a fost și trădarea probabil, din partea prietenilor, a unor prieteni, o trădare. E ca și când dau un exemplu. La locul de muncă sau cineva părăște la șef că Xulescu nu și-a făcut norma de, eu știu, 3 saci de struguri adunați la 3 ore, nu știu. Ceva de genul ăsta. Sau poate au mințit. Pentru că luna înseamnă confuzii, creează confuzii. Nu știu, au fost niște probleme acolo. Dar, am zis, ați primit o energie feminină. Înaltă, va proteja de la distanță, voi n-ați știut. Eventual, în momentul în care simțeați că vă cufundați din cauza problemelor, conflictelor, cu autoritățile, cu o figură autoritară, cu un tată, cu o figură masculină dură, v-a spus dorința. Că vreți și voi dragoste, vreți să vă vindecați, vreți să aveți parte de altceva, de protecție, de iubire, am zis. Și apoi... Lucrurile s-au transformat, pentru că am văzut transformarea, da, avem aici coșciugul. Au început să se transforme voi încet, 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 au înflorit. Și ați înflorit. Sau ei au înflorit. Și au regăsit încrederea, vitalitatea. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Interesant, apare 4 de bâte. Posibil cu 2 de cupe, cu 4 de bâte, cu dragostea, cu steaua, posibil să vă întâlniți cu flacăra voastră geamănă sau cu un suflet pereche. În viitor. 5 de spade. Atrage iar invidioși, dar veți avea victoria asupra celor care v-au bârfit, v-au trădat, v-au influențat, apropo de influențele negative, veți avea victoria asupra lor. Poate pentru unii simt că ați avut probleme și cu mama și cu tata, sau doar cu mama sau doar cu tata, și veți avea victorie. Veți avea casa voastră, locul vostru, bucurile voastre. Ce cărți! Da? 2 cu 2, 4 și avem aici 4. Încă o carte pentru viitor, numărul 3. Veți avea victorie. Veți fi într-un cuplu fericit. Colaborări fericite. Ah, ce de cărți au venit. Ia uite ce asta. 2 de monede. Și 10 de monede, da, casă fericită, da, în care toți să se bucure. Și cățelul, și purcelul, și bunica, și, nu știu, poate și dușmanii, nu știu. Faeton. Această regină de monede, această regină de monede care creează din suflet eventual, vă arată cum să creați, da? Eventual vă șochează, vă dărâmă o construcție, dar vă arată iar drumul către, oh, interesant, imediat, către steaua pe care v-ați dorit-o la un moment dat cândva. Încă ceva, ce mai simt? Simt că veți lăsa, unii dintre voi aveți de lăsat o figură feminină foarte materialistă și să mergeți înspre steaua voastră. Steaua voastră fiind aici, cred eu, așa simt. 3 de cupe, 2 de cupe, 4 de bâte. Veți merge către viitorul vostru, vă redirecționați, aș spune. Veți avea parte de abundență, de fericire, eventual cu altcineva decât cu persoanele cu care ați fost în trecut și credeați că o să fie bine. Iar apar și îndrăgostiții. Apare o nouă dragoste. Deci în acest prezent, în această perioadă, se înfiripă o poveste. Colaborare, dragoste, dar cu răbdare veți merge către adevăr, eventual veți rezolva problemele în justiție, dacă sunt, și vă veți regăsi credința. Wow, ce de cărți au venit la voi, ce de cărți, foarte multe cărți. Și iar apare, interesant, 4 și 4, da? Dacă unii ați tot joglat între o casă, casa în care ați fost născuți și casa pe care vreți să vă faceți, la un moment vă decideți pe care casă stați. Pentru că în familie acolo sunt niște probleme, în tradițiile în care ați făcut culturi sau neculturi sau, eu știu, pentru unii dintre voi acolo e o problemă la mamă și la tată. Da, repet, vă veți regăsi adevărul, stabilitatea, credința într-un alt context cu altcineva și veți avea victorii asupra celor care v-au bârfit, v-au influențat, v-au tot pus să jonglați între două case, între două situații, între două, eu știu, țări, vă și călătorii la distanță. Știu cum e să fii plecat și să te cheme cei de acasă în țară, știu ce e aia. Așadar veți decide la un moment dat. Veți alege. Și ce veți alege are foarte multă legătură cu ce ascultați, ce creați și legătura profundă care se creează acum în această perioadă cu cineva. Să vedem mesaje de la îngeraș pentru numărul 3. Mai merge? Mai filmează? Portalul 7-a-7. Am zis, portalurile au o influență mult mai îndelungată decât petaluri de pe lună. Acționați de ca și când partenerul este aici. Ce număr e? 37. Numărul 10, adică învățați să manifestați. Aici, interesant, vedeți, eu tăcere acum. A fost un moment, aș spune, un moment scurt de bucurie. Un moment scurt de bucurie, că a fost bucurie. O întâlnire cu cineva, ia uite, asul de bâte, 2 de cupe, 3 de cupe, da? Un moment super fain. Dar probabil atât de scurt că apare și eremitul, apare tăcerea. Din ce motive? Nu știu. Pentru că oricum vă veți întâlni, dar acum mesajul este acționați de ca și când partenerul este aici. Înseamnă că a apărut ceva care v-a bruiat ea, ca și în trecut. Cineva vă bruiază. Cineva vă bruiază. Hai să vedem ce e cu acest eremit. De ce a apărut aceasta? De ce este această tăcere? Bine, tăcerea este necesară. Relațiile karmice influențează. Cineva nu vă dă pace. Ori vouă, ori persoane la care vă gândiți. Ce e acest eremit? Care caută lumina, care își caută direcția. Intuitiv, poate nu știe ce caută, dar caută. Ia uite, Regina de Spade. Încă o carte. Niște chestiuni legale. Cu biciu și cu numărul 11, care înseamnă justiție, ar putea să fie chestiuni legale, iarbări legale. Probabil și în viitor, dar le veți rezolva. Ia uite, au fost niște minciuni. La distanță, drumuri la distanță. Mai dăm o carte pe Regina de Spade și Eremitul. Mare grijă să nu vă manipuleze cineva printr-un copil sau pe ei. Ideea este că... Mai dăm o carte. E o întâlnire de destin. După această perioadă de stagnare, vedeți, în trecut. Da? În această perioadă de stagnare e o întâlnire de destin, care probabil că șochează. Da, vedeți? Vedeți? Asta aici nu știați voi. Deci eremitul s-a manifestat și spânzurat o stagnare de mai mult timp. Dar voi nu știați că într-un mod neașteptat va veni turnul. Și cred că acum se manifestă turnul și urmează patru de bâte să se manifeste. Sper că mă înțelegeți. Dar mai dăm o carte pe întâlnire de destin. Da. Marea Preoteasă și Preîmpărăteasa. Foarte ciudată etalarea. E o comunicare în secret cu cineva care vă arată drumul către independență, vă dă curaj. Sau poate voi faceți cu ei așa ceva. Dar văd că este și o distanță. Poate că sunt călătorii peste hotare. Sau e un capitol pe care unul dintre voi trebuie să și-l asume, da? Dacă până acum nu a știut cum să facă bani, cum să fie independent și a tot depins de familie, iar e un capitol pe care trebuie să și-l asume. E o deprogramare, deblocaje, da? Cineva trebuie să învețe să lucreze, să se transforme, da? Și să nu se lasă legat de unii și de alții. Și iar... Cred că la această întâlnire, da, se discută, se pune problema adevărului într-o formă elegantă, fină, delicată și a exprimării nevoilor emoționale, apropo de intenție. E o discuție care, și valetul înseamnă o discuție, poate unul e mai înțelept, altul e mai imatur, dar... Aș spune că cel care e imatur vrea să învețe. E o întâlnire, e o discuție care transformă vieți, foarte necesară pentru cineva. Nu știu, voi unde sunteți? Sunteți în postura în care oferiți din suflet și informație și dragoste și empatie și celălalt se simte atras, se simte luminat, încălzit de voi sau invers. Ideea este că ceva special se întâmplă în această perioadă. Da. Cam atât. Ha? Am zis de o nouă dragoste? Nu, acționează, nu e de o nouă dragoste, acționează ca și când partenerul este aici. Încă un mesaj scurtuț. Ia, curățăm cărțile. Pentru numărul 3. Trei și cu 7 este 1, numărul magicianului. Învățați să manifestați, oamenii buni. Da. Veți avea parte de viață fericită acasă, de afecțiune, de devotament din partea acestei noi prietenii. Poate să fie și pasiune, poate să fie și iubire, dar va fi, interesant, iar și la voi, ca la numărul nu mai știu care, se poate lăsa cu căsătorie și dacă nu vreți căsătorie, devotament și afecțiune pe termen lung. Și un sentiment de acasă. Lângă acest personaj vă veți simți ca acasă de fiecare dată și când vă gândiți la ei. Simțiți că înfloriți, că e primăvară iar în sufletul vostru. Cam atât deocamdată sau în sufletul lor. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!